Toți doritorii de la mic la mare sunt așteptați sâmbătă în parcul Valea Morilor pentru a promova stilul sănătos de viață prin participarea la mai multe competiții sportive. У нас это связано в основном с водными видами спорта, это мероприятие, и с пляжными видами спорта. Будет у нас участвовать парусный спорт, будет очень много яхт принимать участие на озере. Ну и также другие виды спорта, это бадминтон, будет турнир по бадминтону, будет участвовать пляжный волейбол, турнир проводится по ветеранам, футбол пляжный, теннис пляжный. De asemenea, mai mulți olimpici moldoveni vor planta copaci în parc, contribuind astfel la dezvoltarea mediului ambient. Cu prilejul festivalului se va desfășura și cea de-a treia ediție a turneului internațional Canoe Gold Juravski-Reneischi, o competiție tot mai așteptată în țara noastră. La ora actuală vom avea și din România participanți, și din Belarusia, Ucraina, din Rusia. Noi vom face la 500 de metri și la 200 de metri concursul. Pentru perioada anii următori trebuie să ne gândim să facem o regată iarăși pe o distanță standardă unde să fie, poate să vină chiar și premianți olimpici. În premieră, Federația Sportului Școlar va organiza diverse competiții în orașelul sportiv din zona plajei. Elevii vor participa la starturi vesele și vor beneficia de premii și cadouri din partea Comitetului Național Olimpic și Sportiv și Fundației Campionilor Olimpici.